FCSB pierde la Sibiu, încă un eșec în campionat al doilea rând, 4 meciuri consecutive, dacă le punem și pe cele din Europa, în care FCSB nu câștigă, arată rău și este pe ultimul loc în partea această poziție cu Gloria Buzău. E adevărat că are un meci mai puțin, dar față de Buzău nu are, pentru că și Buzău are de jucat în această etapă, FCSB are restanța cu Botoșani. Joi este returul cu Laz Linz, însă la cum arată FCSB, evident că se pun mari semne de întrebare privind parcursul ulterior al acestei echipe, atât în Europa, pentru că va fi în Europa, cât mai ales în campionatul unde distanța de puncte este mare. Salut pe invitați, Basara Panduru, Marius Baciu, Cosmin Băreanu, bună seara, domnilor! Salut! E surpriză că a câștigat Hermannstadt sau reflectă ceea ce a fost în teren? Pandi. La rezultatul ăsta, sincer să fiu, nu mă așteptam, chiar dacă în primul 11 au fost ceva schimbări, chiar dacă lipsea Olaru, jucătorul lor numărul 1, dar mari ocazii FCSB-ul nu au avut pe parcursul meciului. Prima mare ocazie este în minutul 10, când Popa scapă pe stânga și trage pe lângă poartă cu stângul, după care sunt câteva de prin minutul 63 încolo și cam toate a lui Ejuma. Cap de prin 7 metri, pare singur acolo, nu prinde nici poarta, șuturile alea peste poartă, în rest nimic concret. Și cei de la Sibiu au chiar asta din minutul 7, cornerul ăsta executat de Balaure, după care mai au niște ocazii prin repriza a doua, dar până la urmă obțin o victorie, cred că și pentru ei inesperată. Marius, aceeași întrebare. Pandi a zis deja majoritatea lucrurilor. Eu văd foarte slabă pe FCSB. Foarte slabă. Serios. Deci nu văd nimic, nu văd chiar că căutări, Popa în stânga, la pe Tănase multe atingeri, nu-și găsește locul, venea în primele minute, e bun. Poate că îi place ce spune Nea Gigi, că se atingă de multe ori mingea. Caută mingea, dar o caută în 30 de metri la mijlocul terenului, unde nu are nicio eficiență. Acolo are mijlocaș central. El trebuie să fie eficient în atac, trebuie să fie între linii, trebuie să caute mingea pe poziție de atac, să caute soluții de verticalizări, să caute spații. E prea puțin pentru mine un jucător ca el. După aceea, schimbările care au venit n-au venit cu nimic. Nu l-am văzut nici pe Popescu, Chiricheș, să mă ierte, să mă scuze, dar primul gol de copii mici, să nu-ți închizi unghiul acolo, să nu-ți închizi colțul scurt, adică mi se pare clar că e golul lui. Vorbesc de primul gol a Sibiului. Al doilea nu mai discutăm de golul al doilea, pentru deci că... Deci tu spui că asta e o discuție foarte interesantă. Haideți să vedem primul gol marcat de Hermannstadt. Că golul 2 oricum, fiind la ultima fază, practic contează mai puțin, că e 1-0, 2-0. Pentru că tu spui, este golul lui Chiricheș, da? Fără doar și poate. Ok. Centrarea vine undeva din dreapta. Bun. Din centrarea a venit din dreapta, corect. Da? Ușor, nu ușor, ușor, dar acolo... Iar dar noi am apreciat modul în care el lovește. Dar nu se pune la este... da. Foarte ok, pă, dar acolo n-ai voie la mare centrare. Să ții între mingea printre bară și el acolo. Dacă trece pe acolo, trebuie să fie portarul să se urmeze cineva. Dar el acolo, poziția lui e... Haideți să vedem primul gol marcat de Hermannstadt, dacă tot discutăm de el, să vorbim la obiect. E vinovat, nu e vinovat? Evident, în analiza noastră din platou, dacă Vlad Chiricheș are sau nu vreo vină. Avem golul? El trebuia să intre pentru că Dauan nu joacă, nu? Și? Și trebuie să aibă și el. Păi da, e un meci important. Trebuie să ai mai minute că joacă joi. Ai un meci important joi. Păi... Asta ai ales să-l bagi 45 de minute. Asta ai e altă. Spus. Ai spus de la început că nu mai schimbi. Lași Daua. De la început. Da, având meciul de joi, ai zis, bă, trebuie să-i dau și lui 45 de minute. Ori primele să-l scot, mai hai bine îl bag la pauză. Faza golului. Da, în mod normal ai spus clar că nu vrei să-l mai bagi. Adică tu n-ai spus că nu vrei să-l bagi. Păi dar nu ai pe cine să-l bagi. El deja trebuie să se ocupe primăvară. Da. Acolo tu spui de poziționarea lui, poziția da? Lui care trebuia să fie era cum? Între nici cum. El trebuia să deja să plece pe colțul scurt, avea om deja care putea să vină atace. Mai aproape de bară. Sigur că el trebuia să fie exact unde a dat portar, unde a dat atacantul. Acolo trebuie să fie. Acolo trebuie să fie fundaș central. Dar centrarea este ceva de... Adică
Păi de mine, ce nu ce ai ce voie ca fundaș central să bine de tot. Să nu ți ocupi prima centrare. Eu zic că centrarea face sigur mai mult de 50% din gol. Centrarea face 60%, dar și Murgia 70% la cum o atacă. Dă un pic mai mult. Ăsta e gol de 130%. Pentru că atacă de unde vine? Uite de unde vine și crezi că e ușor? Crezi că e ușor să ataci aia? Minge să dai. Hai să facem un tur de masă. Marius spune așa: Chiriche e vinovat că n-a închis unghiul de pasare, domnul, spațiu de pasare, că trebuie să fie mai... El vede Chiriche, el nu are, uită. El n-are ce căuta acolo. Ok, Pandi, ce spui? Afundașul central trebuie să-și apere poartă. Ok, Pandi. Tu spui că trebuia să vină, dar da. Acum analizând acolo unde este, mai mult că de ce a făcut, nu putea să facă. Acolo, Pandi. N-are ce să caute, el rămâne pe loc între... între merg prima mâna, bară. Merg pe mâna lui Marius, că a fost pe acolo până zona aia, mai mult decât noi, deci... E... Se pare că Panțărul este prea, este acolo în margine, adică el trebuia, uite-l cum îl prinde, îl prinde acolo, vezi, singur el se tot uită să vadă, după care... Păi îl prinde, da. Nu ai voie să te prindă așa, Pandi, un fundaș central nu are voie să te prindă așa. Păi sunt centrări, o grandă centrări în timpul unui joc, mult mai ușor se centrează, dar fundaș central trebuie să-și apere poartă. Era unul între doi, adică era un fundaș central cu doi acolo. Păi da, când vine Murgia, Daua iar pe amândoi. Acolo, da. Dacă e poziția pe prima bară, prima reacție. Chiar o e Murgia. Murgia, da, să vedem ce spune. With the goal, help the team to win. This is very important for me, for the team. Echipa asta să câștige, for, e important for pentru mine, pentru echipă, pentru suporteri. Am făcut un meci bun împotriva unei echipe bune. Suntem fericiți și trebuie să ne recuperăm acum că avem și meci de cupă peste 3 zile. And go away. Maybe the coach will arrest you. Poate că antrenorul o să vă odihnească. I think to training every day strong. Ne antrenăm în fiecare zi foarte bine și eu și colegii mei. How much this victory count for your moral, for your cât de mult contează victoria asta pentru moralul vostru, pentru ceea ce urmează de acum înainte. I think this. But we know what team we have and every game team, știm ce avem de făcut, fiecare meci e important, avem o echipă bună, un antrenor bun. Și suntem un grup bun. Care a fost cheia? Care a fost cheia succesului? Unde ați fost mai bun decât FCSB? Echipa este cheia. Această victorie a fost obținută împreună, nu de mine, nu de altcineva, ci de noi toți împreună. Doar ca echipă putem câștiga. Bun, am stat pe Murgia, ne întoarcem la FCSB. Spuneai, Marius, că ți se pare foarte slabă. Pot fi multe cauze, da, pentru care o echipă e slabă. Ce ți se pare? Că jucătorii sunt neantrenați, că jucătorii nu sunt puși pe posturi. Stai o secundă, că nu sunt puși pe posturile pe care ar trebui. Că schimbările sunt tot timpul prea multe și tot timpul parcă bulversează echipa la FCSB, să o ajute. Că rotația asta a jucătorilor de la un meci la altul, în Europa, în campionat, adică cum ai împărți cauzele faptului că FCSB arată slab în viziunea ta? Deci e foarte complicat să poți să joci, să ridici echipa la un nivel foarte bun atâta timp cât astea schimbări. Schimbări de poziționare. Eu nu zic că nu-s bine antrenați. Păstrează ideea că mergem să-l ajutăm pe Haralambus. Te rog. And you know, not too many words. We have to. Nu sunt multe de spus. Trebuie să arătăm ce arătăm pe teren. Orice ai spune acum nu se schimbă nimic. Trebuie să avem reacție în campionat pentru că am început rău. Trebuie să arătăm ce am arătat până acum pentru ca să se schimbe lucrurile în viitor. Sunteți foarte, foarte supărat. Cum ar trebui să fiu fericit? When I lose, I'm always the same upset. Când întotdeauna când pierd, sigur că sunt supărat. I don't know what you saw, but when we lose, it's normal to be upset. I'm not happy. E normal să fii supărat atunci când pierzi, nu poți fi fericit. Goal that wasn't validated.
I'm not here to speak Puneți-mi about de golul care a fost anulat. Speak, nu sunt aici să vorbesc despre asta. Maybe some of you will say that I excuse myself, but really, poate uneori când vorbesc că spuneți că găsesc scuze. The play, the games today, so the goal you can see, you can judge. Voi ați văzut golul. Voi puteți judeca. Also, do you feel the focus is more on the e cumva echipa mai mult concentrată pe cupele europene? The players better than anyone. Okay, if we feel this, maybe you know, sometimes maybe you have something in the back of your mind. Câteodată poate ai ceva în minte și te gândești la meciurile de cupele europene, dar trebuie să le lași în spate. We don't have to think only for the nu trebuie să ne gândim doar la cupele europene, că de asemenea pierdem puncte în campionat. This, and I hope we don't, starting from me again, I repeat. It's a big mistake that it will cost to us, you know? Eu, and I repeat, we have to focus in care ne costă, trebuie să ne concentrăm în fiecare meci, indiferent de competiția în care jucăm, trebuie să ne concentrăm la fel. Ștefănescu and Ghezana change at the halftime. Schimbările de la pauză cu Ștefănescu și Ghezana, schimbările au adus ceva schimbări. Okay, we have many games in a row. Now we came direct from Lisbon. Avem o mulțime de meciuri la rând, venim direct din Austria acum. Trebuie să gestionăm asta. Jucătorii we had to make some rotation, we had to rest some trebuie players, să facem niște schimbări, trebuie să invertim, trebuie să schimbăm, e normal. Trebuie să faci schimbări când joci dintre 3 zile. Some players are a little bit tired with all the e posibil să fie jucătorii obosiți, chiar dacă e începutul sezonului, voi aveți deja destule meciuri. Sunt genul de persoană care îi place să joace din 3-3 zile. E posibil ca niște jucători să fie obosiți, asta nu e scuză. Mă cunoașteți, nu o să vin să găsesc scuze din astea. Trebuie să găsim soluții. Nu putem spune tot timpul că suntem obosiți. Trebuie să vedem ce se întâmplă și să îmbunătățim. Okay, you know, sunteți îngrijorat de felul în care s-a primit golul 2, de lipsa de sincronizare. Am încercat să marcăm pe final, să egalăm, ne-am asumat niște riscuri. Și au apărut niște spații în apărare. Erau ultimele minute și am riscat. But this is football. This is football. We continue. What thoughts you have for the Last Clean's game? Ce la ce vă gândiți acum pentru meciul cu Last Clean's? Okay, what has been done tonight? We cannot change it. Ce s-a întâmplat astăzi, nu putem schimba. De mâine trebuie să ne concentrăm pentru meciul de joi. We go with everything in order to win, to go in the groups of the Europa League. Trebuie să câștigăm ca să ducem în Europa League. This is our focus for tonight. Tomorrow morning, focus on Europa. Mâine dimineață ne concentrăm pentru Europa. Îmi pare rău pentru suporteri că n-am reușit să-i facem fericiți. Bun. O să comentăm și de antenor. Te întrerupsese, Marius. Da, eu nu văd că nu sunt pregătiți fizic. Mie îmi place cum aleargă FCSB-ul, sincer. Mie aici caut, mai ales acum, vorbim de meciul ăsta, că au avut momente și bune, alte jocuri au jucat chiar și mi-a plăcut mult. Dar acum, de exemplu, la meciul ăsta mi-e tenase, mi s-a părut că vrea să facă prea multe, dar așa simplist, adică să caute soluții care poate să le facă oricine ce face făcut. Ce au încercat el astăzi? Corect, a căutat mingea. Dar căuta mingea unde nu e o soluție care poate să facă și Enjuma, poate să facă și cel la mijlocaș central, chiar un fundaș central. Și aici o complica foarte mult. Corect, Sibiu, o știm, o echipă care s-a organizat foarte bine, au căutat spațiile care le-a și ieșit, cum a avut câteva ocazii Sibiu. Ei, FCSB-ul astăzi, tocmai prin foarte multe atingeri și nu găseau soluțiile, fazele cele mai periculoase le-a avut Popa, ce zicea Pan dinainte, și câteva două faze fixe din corner cu capul și așa mai departe. Deci prea puțin pentru echipă campioană, nu știu, poate că într-adevăr, ce ziceam înainte, zice chiar tu, să vedem care e treaba cu dacă nu e Olar în teren. Să vedem care e treaba, da, corect, nu mai putem discuta de Coman, corect, da. Dar să vede mare
mare. Da, e luat un jucător cu 1.300.000. Exact. Ăla nu, dar trebuie să facă și el ceva. Trebuie să facă, dar bun, acum să fim corecți. Un jucător, nu e ușor să te acomodezi la o echipă ca FCSB. FCSB e o presiune alta, adică poartă în spate un nume, asta poartă o povară. A costat 1.200.000 și n-a jucat de 1.200.000 dacă e să ne și nu mi s-a părut. Nu mi s-a părut că a avut Ștefănescu foarte mare presiune. Chiar din contră, a fost susținut și ajutat să joace în continuare. Ce înseamnă să ai presiune? Păi presiune înseamnă numele care joacă, de exemplu. Care nu e. Ce presiune? Ce intri și joci fotbal. Trebuie adică să joci, pe asta zic. Dacă ai valoare, joci. E o presiune suplimentară că s-a plătit o sumă de bani. Ceva, corect. Tot cum avea stanciul chiar, la trebuie să-l intereseze. Care a văzut că trebuie să joace de 10 milioane. Deși el avea cifre. Nu trebuie să-l intereseze, trebuie să joace bune, fotbal, da. Să bucure de fotbal. El, că au făcut de și regulă, lucruri. Se întâmplă la FCSB următorul lucru. Când echipa este într-o criză de genul ăsta, te schimbă antrenorul. S-a întâmplat foarte des dacă poate să ia o decizie de genul ăsta. Credeți că ar fi în pericol în momentul ăsta Haralambus? Haralambus Pintilii, mă rog, să-i luăm la pachet. Păi de ce să fie? Pentru că echipa e pe ultimul loc. De-aia. Până urmă, sunt campionii ultimii campioni. Adică nu ți se pare un motiv suficient ăsta? Nu, să schimbi zic. Ce? Pe cine să schimbi? Ce rezolvi dacă îi schimbi pe ei? Și altă dată când ai schimbat antrenorul? Dar ce rezolvi dacă îi schimbi pe ei? Păi nu, dar are dreptate, păi, Dan. Altă dată ce rezolvi? Și ce spui tu? Dacă l-ai schimbat pe ăla, pe ăla, pe ăla, pe ăla, pe toți ceilalți, începând cu... N-ai câștigat un campionat în 10 ani sau în câți ani? Ce ai făcut? N-ai făcut nimic. Păi, ăștia măcar ai câștigat un campionat. Acum ai schimb ca să ce? Nu, eu nu spun că trebuie schimb. Eu spun ca idee. Deci nu credeți că s-ar ajunge la asta. De ce să-i schimbi? Că ce n-au făcut bine? N-au făcut primul 11 bine, n-au făcut schimbările bine. N-au făcut ei. Păi, de ce îi schimba? Ăsta, pe principiul ăsta... Pentru că fizic aud că nu sunt chiar atât de pe jos, principiul ăsta adică... trebuia să avem același antrenor la FCSB de 15 ani încoace, dacă mergem pe principiul care ăsta. Care era problema? Păi, da, asta spuneam. Becali aplică totuși un tipar acolo. Nu vrei să spun cine a fost, Reghi a fost înaintea lui? Că nu mai știu cine a fost înaintea lui Pintilică. Dică. Și uitat, îți spun sincer. Scurtă pauză comercială, să ne întoarcem, să stăm și pe Tănase, să vedem și niște imagini, exact cum spunea Marius Baciu ceva mai devreme, cu poziționarea lui Tănase în multe momente pe parcursul meciului, incredibile acele imagini, o să le vedem și o să comentăm și golurile anulate, dacă a fost sau nu faul la Tănase, dacă a fost offside, dacă este fault înainte de primul gol al Sibiului, sunt câteva lucruri de comentat și din perspectiva arbitrajului. Am revenit în studio, spuneam că o să vedem acele imagini cu Tănase. Hai să le vedem, ca să putem să le comentăm și am nevoie de părerea voastră. Ce înseamnă când un jucător vine atât de mult în spate să-și ia mingile practic de la fundașii central, nu? Cam așa. Ia. Deci Tănase este ultimul jucător, nu? Sau mai e cineva că e o umbră acolo? Asta e Tănase. Asta e Tănase, da. Deci asta nu, mai sunt fundașii centrali. Asta e fundașii centrali care poate să facă lucrul ăsta. Dar adică lucru, Marius, ce e asta? Trei, ce crezi? Adică, de ce face aici? Mijlocașii defensivi îți pleacă în fața lui. Chiar nu știu, poate așa e tactica, dar eu n-am prea înțeles lucrurile astea. Tactica e făcută ca să nu dai gol. Nu e făcută să nu ia, era 0-0. Păi era 0-0, era bine. Pandin, nu te supăra, tu încă joci așa. Adică te-am văzut cred și că mai ăștia, bine de atât. Te-am văzut doar între linii. Doar atâta? Te-am văzut între linii. Păi doar atâta? Te-am văzut la meciul. Doar atâta fac? Asta ce e asta? Ia uite. Sincer, adică astea sunt lucruri care... Adică totuși așteptăm altceva de la un jucător ca și Tănase. Uite și pe ăștia alți, pe unde stau, ăla se duce 20 de metri în spatele celuilalt fundaș. Adică vezi niște lucruri care nu sunt normale. Nu avem de unde să știm, dar asta nu poate să fie o chestiune pregătită de antrenor. Păi da, dar antrenorul trebuie să-i facă semn, du-te uite în față. La fundașul da. Central. Hai, avem la telefon pe patronul FCSB-ului. Bună seara, domnul Becali. Bună seara. Care e sentimentul care vă încearcă acum după acest meci și faptul că FCSB e pe ultimul loc, mă rog, la egalitate cu Gloria Buzău în clasament? Nu e spate. Asta e valoarea, atâta cu noi. Bine, nu avem voie nici să ignorăm faptul că ne s-a anulat un gol valabil. Că pare poate era altceva. Dar n-ai voie să-i faci un gol anulat. Bine, că o să trăiesc. În momentul ăsta e 2-0 de la Sibiu. N-ai voie. Eu așa zic. Ziceți că e lipsă de valoare totuși la o echipă care a câștigat
titlul și de o manieră categorică sezonul trecut. Mă rog. Asta e România. Dacă o echipă care a câștigat titlul și după aia mănâncă bătaia la Sibiu 2-0, asta e valoarea fotbalului românesc. Eu n-am ce să fac. Eu credeam la un moment dat că sunt valoroși. Acum ce? Nu pot să-mi dau seama. Bă, eu n-am avut polarul în teren, n-are ce să nu se mișcă în teren. Joacă prea lent, nu fac nicio mișcare, nu se mișcă în teren. Dacă e olarul, olarul, el mișcându-se foarte mult, și făcea tranziția aia. Dar acum ăștia nu se mișcă în teren. Fac posesie, țaca-țaca, ia-ți-o ție, mai dă iar în spate. Hai mai vine la tănaț, mă dă iar în spate. Hai mai dă, mai dă-o la fundaș central, iar mai dă în spate. Ia stânga dreapta. Nu joacă rapid, nu joacă în viteză deloc. Puneți doar pe seama faptului că, mă rog, a spus de lipsele de valoare și schimbarea asta a echipei masiv de la un meci european la un meci de campionat, pentru că s-a tot întâmplat în startul ăsta de sezon. Stai puțin. Păi zice care? Că am jucat cu amândoi fundași centrali cu care se joacă. Am jucat cu Panțelul care la ora asta, părerea mea, poate să spune cine vrea ce vrea. E cam detalia lui Risto. Adică omul joacă, îmi place foarte mult cum joacă. Ori, în dreapta, am jucat cu Crețul după aia, am băgat părerea, dar te-a ales în vârstă. Vine pe urmă, e Juma. Uite, ce? Ăsta e vorba, la eu. Vine Juma care, și cu Alexandru, care pot să spun că pot juca cu ei, titular, nu? Păi am jucat cu Tănase, cu Popa, care Tavi Popescu, după aia, cu Ștefănescu, care am dat pe el 1.300.000. Băluță. Băluță, care era titular. Cu Tănase, care am luat pe el 3 milioane, jucător valoros. Cu Popa, cu atacant. Ce, de unde? Ce, a jucat cu echipa a doua? Nu, dar au lipsit niște jucători care în trecut au fost jucători de bază. Dacă ne se ne care? Păi, cine ales? Sunt așa. Ok, o Coman l-ați luat bani pe el, de eu spun cine lipsește din echipa aia cu care ați luat titlul la pas. Coman, Olaru, Radunovic, Șut, ca să mă refer doar la ei patru care repede în seara asta n-au fost. Patru din 10 jucători de câmp, totuși sunt 40%, adică mi se pare mult. Dar, în fine. Bine, 3 trebuie să mai pui pe Coman. Nu, făceam trimitere la echipa care a dominat. A venit Tănase înapoi, da? Da. Păi da, Tănase, apropo de cum vi se pare Tănase? Că Tănase, ok, noi știam de acum 3 ani, dar un jucător în 3 ani se poate schimba, în bine, în rău. Nu, eu Tănase, valoarea lui, eu știu. Mai că nu are ritm, adică joacă prea în spate. A avut situații când era liber și trebuia cu fața să urce și să dea pas. El n-a un lor să urce, hai că e mai repede să o returnez în spate, scap de obligații, că nu mai mi-asum responsabilitate. Nu? Cum vedeți situația în continuare, având în vedere că indiferent ce se întâmplă la meciul de joi, FCSB va fi în grupe, pe tabloul principal. Că e conferență, că e Europa League, dar va fi. Și automat vor fi meciuri în plus față de, să spun, campionat. Lotul mare cam ăsta. Bănuiesc că nu mai pregătiți, nu știu, alte transferuri sau alte mișcări, că nici nu prea mai e loc pe listă, poate. Și atunci, cum credeți că va fi în continuare situația? Păi de unde să știu? Adică, nu știu, sunteți optimist sau din momentul ăsta chiar vă faceți griji în privința campionatului? Eu. Nu știu, adică am două sentimente. Am un sentiment că mie nu e problemă că m-am uitat pe clasament, să zicem, câștigăm meciul cu Botoșanu, facem 8 puncte, la 2 puncte de CFR, la 6 de Craiova, nu? Da. Nu-i mare lucru. Numai că problema e că dacă jucăm așa, și nu ne deșteptăm, nu avem nicio șansă. Nu știu ce să spun.
E posibil să fie ce a spus voi. E posibil că stau și mă gândesc. Dacă l-aveam pe Coman, pentru că eu să spun ceva, eu pe Coman nu-l dădeam. Eu nu-l țineam. Să joc aia. Nu, domnule, că suntem puternici fără Coman, că nu știu ce. Dacă l-aveam pe Coman, înseamnă că e posibil că Coman, fără Coman, suntem prea slabi. Nu știu ce să mai zic. Nu mai știu ce. Că altul zice așa, că altul zice invers, că altul zice altceva, nu vreau să dau nume. Și eu m-am dus după ce au spus și ei, ce spunem și voi, ce spun și alții. Și nu știu ce concluzie să trag. Staffului tehnic îi găsiți vreo vină în momentul ăsta? No, pentru... Nu. N-am ce. Nu, da. Stau și mă întreb ce întrebare, ce răspuns îți dau eu ție. În momentul când eu dau 1.300.000 pe un fotbalist. Și care fotbalist? Era fotbalist. Și acum bună, pierde toate, adică nu parcă a uitat fotbalul, parcă ce să pot să pune tu, da, zi tu, na, hai, uite, na, eu nu știu, să zicem că nu mă pricep la fotbal. Hai, te întreb pe tine, tu ce zici? Nu știu, mai fost jucători, că discutam fix aici în emisiune. Miculescu ați dat și pe el 1,2 milioane să cât ați dat. Nici el n-a fost un jucător care să vină să joace de... Lasă-mă pe Miculescu. Bun, așa era și acolo. Miculescu își dă viața. El nu era un jucător foarte talentat. L-am luat de tânăr, nu era extraordinar. El joacă ce juca, adică n-a crescut. Lasă-l pe Miculescu. El se luptă acolo, sărac, poate asta e valoarea lui. Și nu poți să zici de Niculescu că nu se bate, că de-aia și joacă, că se luptă, e luptător. Dar spunem ce zici de Ștefănesc. Dar spunem... Poate că are și el nevoie de mai mult timp. Habar n-am, nu mi se pare că trebuie judecat atât de dur la o perioadă atât de scurtă de timp un jucător care schimbă. Atunci dacă nu știu ce, de ce mă întrebați, bă, că nu știu ce se baie. Păi vă întrebăm să avem o opinie, nu înseamnă că ce spuneți... Ce opinie dacă habar n-am, nu știu ce mai zic? Dacă nu bați pe Sibiu acasă, adică pe Sibiu, echipă campioană, ce se va mai zic? Eu ce pot să zic? Chiricheș, cum vi s-a părut? Și vă întreb și în perspectiva meciului cu Laz Linz. Ce știu eu, nu știu dacă o să mai joc cu el. Ce să joc? Mi-e frică. Mi-e frică cum intră în teren, cum imediat mi-e frică. Păi da, dar acolo situația la meciul retur e complicată, dar o a suspendat Haruț, nu e pe listă, nu? Eu nu știu, poate lucrăm cu lista, nu știu, dar central, nu știu ce să mai zic. Că prea multe greșeli, adică. Dacă și al doilea gol, mingea e la tine, tu dacă ești cu fața, ce faci? Ești cu Alexandru, ce treaba Alexandru cu mingea aia? Tu ești fundaș central, ce treaba Alexandru? Și atunci ce poți să zic? Tot ce spui? Mi-e frică. Da. Și am mai avut încă una care a dat. A vrut să dea vezoane la portar și a dat la adversar. Și acolo trebuia să fie, bă. Cred că a fost la ocazia lui Ronaldo Deacon. Am văzut-o ceva mai devreme. Da. A vrut să dea și a tras Ronaldo Deacon, dar aia a fost o ocazie mare, da, plecată dintr-o eroare a lui Chiri. Și atunci, pe ce? Păi, dar ce face? N-am ce zic, ce să fac. Nu mai știu ce să zic. Da, de regulă aveți un optimism, indiferent de situație. Acum e pentru prima dată când sunteți cumva fără o ieșire așa la nivel de comunicare. Adică păreți să fiți debusolat în sensul că... Da, resemnat și că să nu găsiți variante. Păi, dar nu pentru că să spun de ce. Pentru că în alte, adică am mai mâncat bătăi. Păi da, am ratat, am avut ocazie, acum... Nu știu, adică... Nu știu. Nu am ce să zic. Da. Prea lente, prea...
Nu poți să zici că îmi repede, dacă vrei fotbal, te duci repede să te miști pe teren. Să ai gând să dăm soluții de pas. Dacă avem, dacă suntem echipă campioană. Nu? Ce spui? Nu am ce să zic. Înseamnă că nu avem valoare, nu treaba am avut o optimiță. Sau să mai așteptăm, să vedem, mai să spunem. Băi, uite, nu ne-ai spus încă că trebuie să jucăm în viteză, dar acum te-am ascultat. Da, bă, dar așa e, ce vrei? Așa e, exact așa e! N-am zis ca să audă! Să audă de la prima, dacă nu știu, să audă de la... de la antrenor, nu știu, că nu dau vina pe ăsta. Dar, băi, joacă-mă în viteză, că ești fotbalist. La FCSB, echipă campioană. Dă, bă, miște-te pe teren! Ai văzut Lisandru l-a încercat, astăzi a fost unul din cei mai buni Lisandru. Că am spus, bă, mișcă-te pe teren. Băi, nu te ascunde de joc. Nu s-a ascuns, s-a mișcat și azi a fost Lisandru a jucat bine. Da, dacă să joci în viteză, cum spuneți voastră, trebuie să poți să joci în viteză, că poate își dorești și nu pot. Adică nu e simplu să joci fotbal în viteză. Ca să joci în viteză, dar au jucat în viteză. Deci nu sunt jucători care n-au jucat în viteză. Deci ca cu alte cuvinte au tehnica de jucat în viteză. Numai că un lucru, ca să juci în viteză, trebuie să miște cu echipierii pe teren, pe mișcare pe teren. Și atunci dacă nu se mișcă pe teren, nu mai poate juca în viteză. Deci tehnica au să joacă, să pasezi. De mișcat, poate oricine se miște. Deci pot și ei. Mișcați-vă, stați pe teren și jucați în viteză. Nu asta vreau. Ce să fac? Să mă duc eu acolo la antrenament, să stau să văd, băi, jucați în viteză, vrei să mă duc înainte de meci o oră, în fiecare cabină, să le spun, băi, jucați în viteză. Băi, mișcați-vă pe teren. Păi și ce o să fac? O să fac schimbare în minutul 10-15, care nu se mișcă pe teren până la urmă. Nu? Sper că nu. Păi așa o să fac. Păi dacă nu se mișcă. Eu nu vă mai, e posibil să nu vă mai ajungă schimbările dacă, de exemplu, la meciul de astăzi procedați așa, probabil că... Ce le faci, mă? Păi ce să faci? Păi, dar pe Pop am vrut să-l schimb minutul 15. Păi dacă tu ai să dai gol, dă-mă gol, mă! Tu fii atât de slab. Am venit o minge, era în careu, am venit la el mingea, și l-a dat-o la 5 metri, pas, la adversarii, Popa, ca să dea gol. Dă, mă, tare în ea dacă dai, că nu era nimeni unde. Dar, mă, dacă tot dai, degajezi, degajează. Nu știu ce spun palii ăștia. Da. Tănațe, o să vorbești cu el, băi. Uite, probabil săracul nu are pălit. Băi, nu se joacă, mă, fotbalul numai în spate. Că e mai ușor așa, știu că e mai ușor așa. Știu că e mai ușor, îl fac, mă, retornez în spate, azi cu patria, nu? Urcă tata cu minge la picior, că de aia ești fotbalist. Păi nu, păi n-ai vrem să-l vi-l arăt pe Mitriță, să vin la antrenamente și vi-l arăt pe Mitriță. Bine, nu pe Mitriță la de ieri, arătați-l altul dacă e. Păi dar nu știu, că n-am văzut niciun la de ieri, ceea ce știu. Păi n-am făcut nimic, numai asta. Nu știu, n-am văzut. N-am văzut ăla, zice, eu poate să fie meciul meciilor. Eu mă pun. Acum, pentru că mă pun târziu, mâine nu o să văd la biseric. În cauza la fond. Bine, domnul Becali, mulțumesc mult pentru intervenție și pentru dialog. Bine. Numai bine. Seară bună. Oricum urma să comentăm fazele de arbitraj. La faza cu golul anulat pe motiv de offside, nu prea avem ce comenta. Acolo e vorba de un soft, două linii care de multe ori la noi par suprapuse când offside-ul este mic. Nu. Dar acolo e greu să comentăm. Comentam când erau greșite liniile trase sau așa, da. Dar aici... Refer la Hermannstadt, la gol. Da, golul anulat Sibiului. Ăsta este... Într-adevăr, dar liniile astea suprapuse parcă nu le-am mai văzut niciodată. Ba, da, am mai văzut. Da, mai fost fix așa? Am mai văzut așa. Adică până când nu o să avem și noi offside-ul ăla care e... Da, nu, dar a fost o fază frumoasă a Sibiului. Frumoasă, asta, da. Mă, bă, și tranziție fantastică. Nu, te repet, aici nu avem ce discuta, adică să comentăm ce. Într-adevăr, sunt două linii care
par suprapuse. Care e roșie, care e albastră. E adevărat care... că se vede linia roșie mai aproape de poartă, dar repet, este... Și atunci mergi pe dă-mi mâna... Dă-mi credit, softul, că n-ai ce să faci. Nu, că nu, ochiometric n-ai. Golul anulat FCSB-ului în minutele de prelungire ale primei reprize. Aici putem comenta pentru că e fault. Relorile sunt bune. Da, nu, nu putem să spunem, nu se vede nimic. Păi nu, asta zic, nu e offside. Noi am crezut că e offside. Da. Noi am crezut că se judecă da. Dacă aici... e offside și că îl cheamă pe arbitru da. Să vadă dacă intervine Tănase, că el n-a atins mingea. Tănase sau da. Chiar și Ejuma când pasează de jos. Se vede clar că... Daua când pasează de jos. Asta, jucătorul Sibiului, cine e acolo? Că nu Biceanu, cred că, nu? Da, vrea să joace mingea și nu-i lăsat. Și cred că asta vrea să joace, se duce spre minge și îl ține de tricou. Dar oricum, ce vedem aici, vezi? Hap. Oricum, e ușor. Deci, e ușor. Vă întreb, e ușor. Este faul sau nu? Eu zic că se putea lăsa, nu știu ce să zic asta. L-a ținut un pic sau ținut reciproc acolo și l-a ținut prima dată Biceanu, văd că îl ține el prima dată. Ăsta într-adevăr bine, eu nu înțeleg pe Tănase. Bă, cum să-l ții pe ăla care e în spatele tău? Că faceți-mă să... Deci... Tănase are prin plan. Să nu joace, să joace ceilalți. Dacă da, ok, numai că vreau să fac un tur tema asta. Deci, Marius, tu spui că se putea da cât se pare ușor dat faul. Ușor, ușor. Ok, pandi. Că și ei să țină amândoi aici. Dacă Biceanu l-ar fi ținut pe Tănase, Tănase fiind în atac, e același lucru, Tănase în atac, Biceanu făcea lucrul ăsta. Penalti. Dacă n-ar fi dat penalti, ce ați fi spus? Păi, nu că trebuia să dea penalti, nu? Adică Biceanu să facă același lucru, să-l tragă de tricou pe Tănase, care era în atac. Cam cum a fost la Rapid, cam cum a... Tu, da, nu, da, nu. Tu ce zici acolo... aici? E fault? Adică ce ai dat tu de la televizor dacă ai vedea... toate relurile astea pe care le-am văzut, inclusiv ultima care astea e cea mai bună. Astea sunt urâte, că nici nu știi cine pe cine trage. Ai impresia tot timpul că amândoi trag. Se vede oricum tricoul tras al lui Biceanu acolo. Fără să-ți dai seama dacă e prin spate cum ar veni. Și Biceanu prima dată îl ține, îl văd, se duce asta cu spun el. Asta spun acolo, acolo. Dar eu vă întreb altceva. Dacă nu dădea, vorbeam despre faza asta? Lăsa golul, nu e offside, să zicem. Discutam acum, băi, a fost un faul și nu l-a înainte. Dacă l-am fi văzut acum? Da. Golul valabil și uite acum, băi, dar n-am văzut varul. Arată se vede rău. Tricoul da, ăla. Da, tricoul ăla este relarea cea mai bună. După părerea mea, mă rog. Pe asta o vede și asta da, o vede și... Atenție, Biceanu, după părerea mea, nu-l trage. Are mâinile pe el, dar nu-l trage. Așa mi se ce văd Biceanu eu. Biceanu nu întinde niciun tricou, nici o nimica. A, nu. Că ține încearcă, mâinile, dar nu se duc faul. Încearcă într-un fel sau altul să ajungă la minge. Nu știu dacă ar fi ajuns la minge, n-ar fi ajuns la minge. Da. Cred că îl trage de tricou. Nu cred că... Uite. Îl ține puțin la spate, este adevărul. Că eu aici vreau să... Și acum nu știu dacă el din cauza asta nu ajunge... N-are legătură în mod normal. N-are legătură. Mingea putea să fie la mijlocul terenului. N-are legătură. Ce discutăm, e faul sau nu e faul? Nu, dacă că într-adevăr el se ducea la minge și poate ajunge, asta e altă discuție. Biceanu nu-i face nimic, iar el îl trage tricou pe el. Așa văd și eu. Așa văd și eu. Că Biceanu trage ca lumea, nimic. Că uite de cum se face tricou. Da, se vede buricul. Se vede... se vede bun. Mai avem, mai avem o fază. Faza de din... De fapt, că momentul în care Hermannstadt recuperează balonul la primul gol. Golul care este validat. Asta e golul 2. Mă rog, aici nu avem ce comenta, că lucrurile sunt în regulă. Înainte de primul gol marcat de Hermannstadt, aici... Nu. Octavia, da, Octavian Popescu, da, aici. Din păcate nu avem relori. Și astea sunt singurele imagini pe care o să le vedem. Ne uităm degeaba. Arbitru e acolo, ne uităm degeaba. Având doar imaginea asta, eu nu... Ce vedem nu aici, a căzut ușor. Are oricum am văzut arbitrajul schimbat total față de anul trecut. Faze de genul ăsta nu mai dă nimic, lasă, nu se de mai și dă. Ce, e bine? Și mi se pare normal. E bine dacă dar vezi, dacă concentrezi, dacă ești atent acolo și vezi. El, teoretic, vede extrem de bine. Arbitru. Arbitru, da? Dintr-o poziție de ce? Aici, 10 metri de fază, nu e nimeni, vede tot acolo. Na, e, după părerea mea e prea puțin. Nu, acum nu, nu, nu vedem, nu ne ajută. Din camera VAR n-au avut și alte imagini
pe acest moment. Ele n-au fost redate pe transmisiune. Dar nu ne putem da seama, poate e fault și aici, păi nu da, poate să văd. Asta adică spun, e foarte important. Că se poate doar imagina să nu poți să cadă să și cine Tavi acolo? Da, Tavi Popescu. Se cadă Tavi așa din nimic, iar nu știu că... Să-ți bănui el. Bănui el, da, nu știu ce să spun, da. Dar nu poți nici să nu dai credit arbitrului aici. Păi da, dar îl vezi parcă și cine e, Balaure acolo? Nici pe Balaure sau Neguț nu-l vedem bine. În lipsa altor relori, parcă la această fază trebuie dat credit arbitrului. Da, dar parcă e în spatele lor, să vedem că a fost farul. Parcă e în spatele lui Tavi și nu prea ar avea cum să se întâmple ceva dacă nu îi dă peste picioare. Poți să spui 100% că e fault? Nu. Pe asta spun. Asta nu spun. Că nu ai că cum să... N-am cum. Nu sunt imagini. Noi nu știm cine e ăla de acolo. Cred că Balaure e până la urmă. Îți dai seama, nu poți să asta spun și atunci ai știm ce i-a făcut, că nu poți să... Balaure, nu? După fugă, bun, așa. Hai că nu mai avem timp, vreau să după vedem și clasamentul, cum se prezintă în acest moment. Atenție! Vreau să spun ceva, iartă-mă, Gigi, pe care le-a zis imediat, m-am uitat pe clasament. Da. El imediat după înfrângere, băi, stai să văd cum Socotel calcule, știi? E adevărat că socotelele pe care le face sunt corecte. Dacă, dacă FCSB câștigă la Botoșan... 5 cu 3, 8. 8, e la 2 puncte de CFR și la 6 puncte de Craiova. 7-4 clasamentul ăsta al nostru. Dar e bun cu dacă. E un dacă. 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 Și Botoșaniu astăzi nu v-am spus. A arătat deci cum a acum arătat. Cine că s-a jucat un meci FR Cluj Rapid care era la egalitate, era penultima sau oricum în subsolul clasamentului sau oricum 5 puncte avea și Rapid. A trecut pe loc de play-off. 5 puncte Rapid, da. Acum au puncte. Bine, și vezi că joacă la Craiova. Și urmează Craiova Rapid. Da? Deci de pe ultimul loc urci și te duci în play-off. Bun, trebuie să ne oprim. Mulțumesc, domnilor, pentru prezență. Marius Baciu, Basara Paduru, Cosmin Păreanu. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru prezență, pentru atenție. Ne revedem mâine seară.